Moon și am ajuns la ultimele scene de astăzi. S-a întunecat afară, arată super, super dubios, mai ales că noi aveam puțină lumină aici în tunel de afară și acum este și mai înfricoșător. Hai să mergem! Noi suntem aici efectiv într-o pădure, gen... Este... pădure. Acolo e luna! Hai să intrăm. Nu mai au. Ne reîntoarcem la crucea noastră minunată. Și hai să mergem sus acum, pentru că seara sus e foarte dubios. Deci uitați-vă cum arată, nu se vede nimic. Wow. Și partea asta aici este sunetul și tot. E foarte ciudat seara, pentru că nu mai avem niciun pic de lumină. Dacă mai ziua eram înfricoșată, era puțin mai ok pentru că era luna, acum nu mai se vede nimic. Uitați-vă cum se vede în sus. Ok, hai să mergem. Nu mai speria. Nici tocmai m-a speriat la azi. Bun, hai să urcăm. Oh my god, cum arată cadru? Wow! Toate torțile astea ei le-au pus. Mamă, ce bine arată! Bombă cadrul ăsta, bombă. Este penultimul cadru din episodul 3. Oi, 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 eu tremur de frig. Mamă, dacă mă arată cu torțele astea, băieți au făcut cadru. În câteva minute sunt super profi. Ok, am terminat filmările și pe ziua de astăzi. Eu profit de lumina asta de aici, dar în spatele meu este acest culoar super creepy. Oh my god. Deci, efectiv, îmi imaginez filmul de nan de unde vine măicuța și mă sperie. Ce v-aș las? Bravo, a fost super. Bravo, echipă! Deci, vă duceți cu astea încolo? Hai! Păi chiar trebuie să ne ducem. Da? Vin și eu cu voi. Uite cât de creepy arată. Verificăm. Ia uite aici. Nu se vede nimic încoace, nu-i vede nimic. Ia să mai vedem, ce vedem. Nimic, oameni. Nu ce mișto se vede cu astea. A, ești tot la întâlnul ăsta, da. Tot se vede mișto. Acolo unde am filmat? Aici n-am avut nimic. Nu. Și nici aici n-am uitat nimic? Uite-mă cum mai era fitilul cu aia. Deci cam asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Eu am fost Andra Gogan, iar noi ne revedem data viitoare!